Ei bine, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Build. Pentru acest episod m-am gândit să construiesc ceva, tot un fel de restaurant și m-am gândit eu să fac un restaurant KFC. Am văzut că am avut foarte multe aprecieri la acel build care am făcut un McDonald's și vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul vostru. Acolo mi-am dat seama cât de mult vă plac seriile de acest gen în care construiesc diferite clădiri și chestii de genul acesta. Așa că în acest episod o să încerc să fac un KFC și sper de data asta să nu să mai fac toaleta, pentru că la restaurantul McDonald's am uitat să le fac toaleta, însă de data asta sper să iasă totul cum trebuie, așa că haideți să dăm drumul. Deci nu facem ceva foarte, foarte mare, asta ca să știți voi, și nu avem nevoie de tot terenul ăsta, așa că o să fac undeva în partea asta așa, dar e prea mare asta. Trebuie micuț așa, nu trebuie foarte mare. Sau este? Cred că merge așa totuși, da. Și o să fie ceva de genul ăsta. Și bineînțeles că și ăsta eu trebuie să-i fac un fel de asta pentru clienți. Însă să vedem totuși ce o să iasă până la urmă. În interior aici, deci dacă ăsta o să fie restaurantul. Hai să facem, uite, în partea asta așa. Și dăm aici puțin așa, că aici o să fie și partea de livrare. Uite așa. Așa. De obicei, KFC-urile am văzut că au o chestie de asta așa ridicată. Nu vin cu acoperiș. Unde am fost eu la KFC, acum la. Și nu uitați, dacă vă place, să dați și voi un like și să lăsați, bineînțeles, o apreciere. Stai să văd eu cum vine. Dar nu-mi place deloc cum are. Asta și ar fi mai degrabă. Ok. Trebuie să facem ușe de intrare. Și pentru ușe o să pun... cred că... Asta este de unde pus. Nu asta. Bă, dar e prea mică. A, uite, cam aici o ușă mai mare. Dar una mai colorată nu aveți? Uite asta, așa. A, bine, hai să punem pe asta. Și acum la geamuri. Trebuie să găsim și aici și... Uite, astea, că astea chiar sunt și moderne, așa, și astea chiar ar merge foarte bine. Bă, ce prostie. Și nu cred că din una. Este să din... Așa, ba da. Aha, și las aici puțin în spate. Nu, 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 nu. Puțin în spate o să fie aici, asta e să vedem dacă mai au ăștia loc. A, e perfect, că și așa nu trebuie loc mare. Însă dacă pun asta puțin mai în spate, așa îi dă două formă mai interesantă. Însă... mă gândeam, asta e să vedem. Gen să nu fac... chiar așa, să las aici. Și pe mijloc... ce vreau să vede. Nu-mi place așa. O să las locul ăsta. A, uite așa. Perfect. Să nu fie chiar tot făcut astupa numai din geamuri. Aici va fi undeva unde fac comanda.
plătesc și undeva unde ridică pe partea asta, ok. Acesta îl punem, uite așa. Și cam atât, dacă aici o să trag la fel, iarăși, puțin în spate. Stai să văd eu cum fac exact aici. Deci dacă pe partea asta o să vină cam așa ceva închis. Și vine pac. Așa ceva și pe aici facem o mini intrare. Ia să vedem. Hai că să zic că e ok așa. Cu toate că aș fi dat ceva de genul de aici, ia stai. Of, ce greu cu chestiile astea să construiești și să-ți iasă bine. Așa ceva, da. Și dăm partea asta înapoi în față. Și ia să vedem acum. E altceva. Și aici lăsăm loc liber pentru că aici vor face astea și pe spate. O să pun ceva geamuri de astea de aerisire. Adică, na, nu punem alt tip. Așa. Și acum pentru intrare, pentru partea asta. Păcat că nu am un gem ceva ca să-l las deschis pe aici sau ceva să fie avut. Las că vedem după aceea ce facem aici. Perfect, iese. Să prinde perfect de bine. Așa. Ok, deci asta e partea de interior. Și ulu, iar era să uit să fac baia. Pentru baie o să fac, cred că undeva în zona asta aici. Și automat trebuie să dispară geamurile astea de aici. Și aici o să punem... stai să punem unul de-asta despărțitor. Ia stai să vedem noi ce punem noi pe partea asta. Ah, perfect. Ia să vedem. Așa. Este ok acum. Și hai să dăm și o culoare. Am puțin vocea răgușită că am și răcit, din păcate. Și la asta trebuie să-i dăm cu negru deasupra, dar nu știu dacă găsesc eu negru aici. Ce culoare să-i dau eu aici ca să... Bă, avem toate culorile mai puțin negru. Nu-mi place cum se vede. Sau aș putea să-l fac din piatră, ia stai. Parcă nu tot ăla se vede mai bine. Asta e urât. Așa și în partea altă cu ce culoare îi dau. Să zic că îl fac aici așa, dar... În partea elealtă cu ce culoare îl mai fac? Trebuie să se dea bine și cu asta la altul. Și la ce culoare avem pe aici? Așa. Nu, niciun caz nu merge. Nici.
Asta e ok, da. Cred că așa o să las o culoare de genul ăsta mai închisă puțin. Și acum trebuie să dea bine aici, o să fie problema asta, să vedem. Trebuie să-i dau cu ceva să se vadă bine. Și cred că asta e culoarea. Hai să mai căutăm. Uite aici. Asta cred că o să o pun undeva afară. E, că nu se vede rău cu asta, da? Parcă nu e de la el, nu știu. Să zic culoarea asta. A, sau negru. Da, cred că o să las negru totuși. A, așa. Și acum trebuie să facem aici afară. Stai că nu mai știu unde era. În culoarea asta. Și aici undeva în partea asta o să fie ieșirea. Dar o să aibă și afară. O să fie și aici pe partea asta fără un mini restaurant. Pe aici și cred că pe partea asta, da. A, așa ceva. Și o să-i pun acum gardul ca să fiu sigur. A, acum vreau să iasă ceva foarte frumos, însă să vedem dacă o să ne și iasă până la capăt. Ok. Deci pe aici e intrarea și în partea asta vor fi măsuțe și chestii de genul ăsta. Însă, hai să vedem cum facem noi aici. Nu cred că am ceva pentru asta și o să iasă chestia. Nu se vede bine, a? Nu, în niciun caz. Așa. Vreau că nici nu merg asta să le pui peste tot. Cred că decât o să iau așa ceva. Deci măcar aici nu am. Asta nu e ok. Nu merge. De ce n-ai făcut ceva ca să facă un drum? A, bine, acum să zic că n-ar fi nici ăsta foarte, foarte nasol de pus. Așa. Ok. Este să vede asta. Nu, nu se vede bine. Ce deranjant. Dacă aș fi avut o culoare mai închisă, nu știu, un negru, să zic, cred că ar fi dat mult mai bine. Da, uite că nu am decât așa ceva. Și se vede. A, nu se vede bine cu negru. Asta în niciun caz.
Cred că pe la urmă... Oh, uite, asta era bitumul. Asta e cel mai ok de pus, adică e cel mai... De care poți să pui. Și acum se înțelege, practic, ce este asta. Așa. Hai să trecem să facem interiorul, după care ne mai ocupăm și de exterior. Și o să facem pentru prima oară bucătăria. Care o să fie albă, sim. Nimic special. Și trebuie lumină mai puternică. Stai că erau aici LED-urile alea mari. Asta nu se vede bine. Asta e. Bă, dar ce tare luminează. E ca și cum n-ar fi. 2, 3. Și tot mai trebuie lumină, că asta parcă nu face față, dar doar să pun... Unde e aia micuță? Ok. Trebuie și pe partea asta încă una. Așa. Și acum unde e ăla de servit? Uite la aici. Unu. Doi. Sper să intre și al treilea. Perfect. La fix m-am încadrat. Și aici trebuie să punem și noi frigiderele astea, pe care, na, e puțin, o să fie puțin diferit față de un KFC adevărat, pentru că na, n-ai chiar toate chestiile, însă încercăm să ne străduim să facem cât mai aproape de adevăr, să zic. Adică de ceea ce poate oferi într-adevăr. Așa. De ce nebe asta? Ai un fel de omătul. Hai să-l punem pe ăsta care e mai interesant acolo. Așa, un de ăsta de expresor pentru cafea. O mașină pentru vase care nu merge. Dă-o încolo. Așa, și mai avem nevoie de un coș. Care nu știu dacă are momentan nevoie, nu e nevoie de el. Și hai să punem ușe. Asta de aici. Și asta va fi pusă și în partea asta unde se vor lua comenzile și chestii de genul ăsta. Perfect. Ok, și pe jos am uitat să dau aici cu ceva. A, de-aia nu se vedea, mă, că nu era nici luminat cum trebuie asta. Și asta e bucătăria. Acum am partea asta unde se vor lua comenzile. Și se vor face, o să facem... tot ceva așa mai, na. Adică asta ar fi în spate, n-ar trebui să se vadă în față, adică nu trebuie să fie foarte, foarte luxos sau mai știu eu ce. Ok. Însă problema mea e următoarea, cum fac eu aici geamul? N-am decât să pun tot unul de ăsta și genul ăsta este cel pentru unde se ridică comenzile, să zic. Și trebuie pus ăsta care îl punem noi acum. Și pe partea asta la fel. Bă, du-te naiba, noi avea loc de uși. Hai să vedem acum oare dacă merge.
1, 2, 3, 4. Să fie mai mare asta, mă, o idee. 1, 2, 3. Ba nu, e la fel. Sau să nu pun aici. Aici cred că au... Deci de aici încasează banii, practic. Cash register. Ce dragi nu merge? Stați că pun altă măsuță, nu-i problemă. Sau merge pe astea, stai. Register. Aha, uite că pe asta merge. Hai să punem de asta atunci. Și nu le mai punem scaun. Că și așa ăștia n-au de ce să stea la scaun și uite, se vede și mai bine așa. Sell și acum putem să punem cash. Una. Două. Trei. Așa. Ah, dar bine că la ăștia, practic, cash-ul registră era parcă în partea asta. Însă o să facem aici o dată și automat cred că trebuie să facem în partea asta, da. Stai să vedem cum facem aici. Și în sus cum naiba să mai face peretele maică. Hai că asta e ca naiba. Cum elimin eu din peretele ăla acum? Aolo, ca naibii. Asta ne trebuia nouă acum? Da, bine, aici pot să fac altfel. Să pun una de asta. Și ca una mai mică, asta e. Și aici să vin cu... Ah, o ce enervant. La asta te poți bloca și nu mai știi ce să faci, că aici... Dar nu știu de ce nu merge, că știam că merge să faci și chestia. Să pui gen peretele. Dacă îi trag asta de aici, vine ca naibii. Să vedem bucătărie. Și aici nu cred că merge să pun asta. Ah, ba da, merge. Da, bine, aș putea lăsa și loc liber acolo, că... La oricum bucătăria este open. Una. Două. Trei. Așa, las că nu e, nu se vede rău. Chiar dacă ieși în partea asta aici așa. La ei, practic, tot timpul a fost bucătăria întredeschisă. Se vede bine și cu stâlpul ăsta o să-l facem mai colorat așa. Așa. Deci am făcut partea. Hai să trecem să facem repede și toaleta. Și aici o să punem... Uite astea, că astea sunt mai moderne, așa. Pentru bărbați și una pentru femei în partea asta. Perfect. Deci trebuie să luăm culori. Asta este pentru cea de femei și pentru bărbați în partea asta. Hop. Na bine, și aici tot așa ar trebui să luăm.
Acum cu WC-urile să vedem cum facem. E toaletă publică. Dar stai că nu trebuie să fie, trebuie să fie un fel de restaurant asta. Na, hai să lăsăm așa momentan. Și pentru toalete. O să încerc să le fac pe partea asta totuși. Ca să aibă ei puțină intimitate acolo. Zic că trei suficiente. 1, 2, 3. Și la astea punem pe asta altă, uite așa. 1. Să băi, ele nu trebuie să arate într-un anumit fel, poate să arate la fel toate. Ok. Trebuie să tragem între ele. Ca să le fie la ăștia rușine când se duc. Așa. Perfect. Și mai era oglinda. Oglinda asta așa. Da. Și am terminat și toaletele. Acum ce rămâne aici, avem deja parcă o suprafață destul de mare pentru... Hai să strângem asta așa pentru astea. Și hai să vedem noi cum facem prima oară pereți pentru zona asta. Aici am zis să fac un fel de ăsta. Hai să vedem ce găsesc o... Aici ceva de genul ăsta să fie ca un fel de stâlp aici. Și în interior. În KFC. Aș putea chiar pune și pe partea asta aici. Asta așa. Da, și facem în partea asta colorat. Nu, asta se vede bine. Însă nu vreau să aibă margine de aia sus. Asta chiar e ok. Adică se vede, zic eu, destul de acceptabil. Așa. Perfectos. Și pe jos o să punem gresie. Și văd că și aici avem de asta colorată. Ce frumos este. Asta chiar se vede bine. Adică se vede super, super bine. Și putem să începem să... Dăm drumul la treabă, să încercăm să facem mese, scaune și chestii de genul ăsta. Pentru clienți. Așa. Însă trebuie să vedem, nu punem mese de-astea... Nu știu dacă astea sunt bune. Așa, cred că astea sunt. Numai că o să pun de-astea mai mici. Și astea cred că sunt alea cu scaun, nu? Stai să vedem ca să nu mai greșesc chiar. Da, astea sunt. Ups. Și o să punem încă una, uite, aici. Cred că mai bine una, uite așa, pe partea asta. Nu vreau nici să-l fac foarte, foarte aglomerat, să zic. Și trebuie să punem și de-astea mai micuțe.
Asta e micuță. Dar ne trebuie asta, așa. Și asta o să fie undeva pe partea asta, spre exemplu, una aici. Și cred că am loc să le fac și un minibar. Cred că în partea asta aici o să fac un bar, da, cu siguranță. Stai să vedem cum vedem cu astea. Da, bine, na, să vedem mai bine cu... Stai să vedem, cu tipul ăsta așa pus în perete. Ok. Da-da-da-da. Doi și mai punem încă una aici. Da-da-da. Hai să vedem cum vin scaunele, după care ne uităm și punem, mai vedem ce putem pune. Ca și scaun, cred că o să pun ceva normal. Și de asta din fier ceva trebuie pus sau nu știu. N-aș pune de asta care se plimbă. Că n-ar... A, așa, astea, da. Asta nu prea dă bine. Hai mai naiba o culoare. Și iată că nu găsesc culoare pentru asta. E ca așa, da, și să văd bine. Hai că asta chiar o să iasă super... Super, super o să iasă. Așa. Și bine cum am făcut acolo locul ăla pentru restaurant, adică pentru o chestie de asta așa. Se poate servi cu prăjituri sau cu alte chestii. Așa, eu zic că nu e suficient așa. Nici prea mult nu e ok. Cu toate că mai puteam pune aici și canapele, spre exemplu, de genul ăsta așa una aici. Dar acolo vreau să fac restaurantul și să fac barul și n-ar mai fi ok, așa că e mai bine tipul ăsta, gen mai vechi, așa. Și cred că putem face și aici barul, să-l avem făcut. Și o să avem ceva de tipul ăsta. A, ba nu, e ok așa, pentru că de aici... Din partea asta o să mai iasă încă o ușă de asta. Ai naibii. Trebuie să-l scot în exterior, așa. Ce n-ai pare? Oare trebuie și mai în față? Ah, ce prostie. Bine, putem să lăsăm și aici, așa. Este să vedem cum s-ar vede. Bă, hai că e ok așa. Adică nu dă rău. Și pe aici o să treacă, numai că o să-i fac intrarea pe partea asta să nu se vadă chiar așa. Ok. Așa, și aici trebuie să punem noi. Spre exemplu, uite astea. 1 doar nu-mi dă voie 2. Mai punem aici niște prăjituri. De unde se pot servi, bineînțeles. Cam atât pe partea asta. Băuturi și astea nu cred că ar fi cazul să punem. Că n-ar mai fi... Nu, nu. Lasă așa, e mai bine așa. N-are rost să-i pun chestii de genul ăla. Tot îmi vine să pun asta.
Așa, și aici se fac astea de servire. Asta este, dacă poți să pui și pe partea asta. Perfect. Și-s decât două case aici. Hai, mă. Și aici dă preparatele către clienți. Adică, na, fiecare ce și-a comandat. Și hai să primim înapoi asta. Trebuie să pun și ceva tablouri de astea mai interesante. Și avem, uite, odată ăsta aici cu... Așa. Asta nu merge, că n-a trebuit pus într-un alt tip de restaurant. Dar putem să punem ceva aici pe partea asta. Și nu știu ce. Da, uite asta mare. Să vede, ok, zic eu. Tam, tararam, tararam. Și aici nu avem lumină. Pentru lumină de aici aș vrea să pun astea între aici ceva. Dar să vedem care cum dă mai bine. E, hai că dă bine. Așa. Nu cred că are rost să pun între. Sau așa ceva. Da, bine, hai. Și mai trebuie să punem pe partea asta aici, unde nu avem. Aici aș putea pune tipul ăsta așa. Însă aici am rămâne peretele ăsta gol pe care neapărat trebuie să pun ceva. Și nu știu ce să pun eu aici. Că e destul de mare ăsta. Unele se văd și urât, adică nu prea. Asta ar fi. Așa și-l punem cât e peretele de mare. Ori. Perfect. La muzica ambientală. Unul aici. Și aș mai putea pune unul aici și unul aici. Și unul restaurant aici așa. Trei cred că e suficient. Însă acum trebuie să caut chestia. Știți că la KFC când vă duceți vă apare numărul de comandă și chestii de genul ăsta după ce comandați. Sper să și găsesc o chestie să improvizez. Da, stai să mă uit pe aici să văd eu exact. Că nu știu nici eu exact unde se află. Da, așa. Dar cred că aici o găsesc. Este să trebuie să mă uit foarte, foarte atent. Și ar trebui să fie pe aici, pe undeva. Așa, trebuie să punem asta neapărat de ieșire în caz de Incendius. Așa, pe aici frumos. Hai mă, că aici trebuie să fie. Dar nu mă sper să o găsesc. Aha, uite aici. Așa, asta e chestia care se pune după ce primiți comanda, știți că trebuie să puneți o chestie de aia ca să vă arate să vedeți cât timp aveți de aștepta până vi se va da comanda. Deci aș pune și unde sta așa frumos. Tot pentru ornament și bineînțeles că o să și venim aici, în restaurantul ăsta. Ok, am pus și acolo lumina. Acum hai să vedem pe timp de seară. Night. Oh, da, trebuie neapărat pusă lumina.
Și asta văd că e bună, așa. Cred că așa. Gata, așa cum am zis că luminează destul de bine, adică chiar nu mai e nevoie de altă lumină. Perfect. Deci am pus și lumina. Nu știu dacă să pun ceva flori. Nu prea cred că ar trebui. Sincer să fiu, nici nu prea am văzut ce floare așa. Da, totuși putem face, pune aici o floare. Dai să punem una mai exotică. Perfect. Așa. Băi, cred că înăuntru am terminat și aici, nu mai avem depus nimic. Adică au partea de unde plătesc, unde se face mâncarea, toaletele le au, unde servesc, un restaurant, zona de servire, așa, drive-ul, KFC Drive, așa o să-i zicem. Și cred că e ok. Deci cam atât în interior. Așa, și ne rămâne în exterior. Acum trebuie să punem și aici lumini pentru partea de afară. Așa. Deja au trecut 40 de minute. Ok. Nu știu ce lumina să punem aici. Tu-tu-tum. Asta nici nu prea bat, sincer, să fiu așa puternic. Pentru exterior trebuie... Sau aș putea să le las pe astea. Da, aș putea să le las pe astea și ca să fie gen mai mult ornamental. Și să pun alte tipuri. Stai să văd că nu mai știu cât de sus. Cam așa ceva. Așa. Și cu toate că în curte trebuie să punem... De asta nici nu știu de care să pun la IP. Ba nu, cred că prin de astea mai moderne. Dar nu prea luminează astea. Decât așa difuz. Și umbreles. Una aici. Una aici. Una aici și... Și una așa. Ok, și scaune pentru afară. Asta cred că cele mai indicate. 2, 3, 4. Ok. Am pus și pe partea perfect. Asta e că build-urile durează foarte mult, mai ales când vrei să construiești ceva mai mare și vrei să și îți iasă cum trebuie. Așa. Aici trebuie să mai punem o boxă pentru afară cel mai. Una aici. Și una cred că aici așa. Ok, și asta e partea pentru afară. Trebuie să-i punem neapărat acum ceva de intrare, na? Asta să și văd. Ce pot să-i pun? Aș putea totuși să-l pun, uite, pe ăsta, așa. Care nu vrea să stea aici, bineînțeles. Dar aș putea face altceva ca să iasă ok.
Aș putea în partea asta să mă duc chiar mai sus o idee. Aici e ceva de genul ăsta. Ia să vedem acum dacă merge pus. Dacă nu, îl ridicăm și mai sus puțin. Dar zic eu că ar trebui să meargă de data asta. Bă, du-te, naibii. Deci tot mai mare trebuie. Acum ar fi culmea că parcă era destul de mare să nu meargă deloc. Gata, sigur merge. Așa. Ei, altă viață. Așa. Și ăsta e KFC-ul. Ce am uitat eu să mai pun? Partea asta mai prim așa un miner de ăsta. Cred că ar trebui să mai pun totuși niște luminițe. Nu-i bună asta. Mai rău că nu găsesc nici ceva interesant așa. Aș putea pune asta ca să se vadă așa. Să fie mai interesant. Mie că am făcut-o la fix și se potrivește cum trebuie. Așa, deci am făcut și partea asta, mai rămâne să punem aici câteva mașinuțe de astea, știți voi, care am pus și la McDonald's. Sper să le găsesc pe ei, să văd unde naiba sunt. Cred că aici le găsesc. Așa, și o să facem o dată în partea asta aici, așa. Unul aici. Așa ceva. Mai punem și o furgonetă de asta. Așa, de aici e comanda pe partea asta. Aici trebuie să mai stea încă una. Și pe partea asta, repede. Hai așa una aici. Și ne-ar mai rămâne pentru un o dubiță de asta. Să nu fie nici foarte, foarte, foarte plin. Așa. Și spre exterior aici. Să scriu mai și de care am pus. Am pus de el alta, să punem de asta. Ok. Aici punem un de asta. Dar ce nu merge? Pune și noi aici așa. Oricum se vede foarte bine. Iar pe spate trebuie să punem cumva lumină aici. Trebuie să găsesc aici ceva lumini pentru partea asta. Aha. Gata, aici am pus. Ok. Și mai avem pe aici de pus una, două, trei,
Și a patra. Da. Trei. Așa. Și cam asta este KFC-ul nostru. Nu cred că o să-i fac ceva mai mult, eu zic că este suficient. Așa arată pe interior. Așa. Bucătărie tot ce-i trebuie. Mașinile care se duc la drive, în partea asta aici. Am făcut să pară cât mai realist. Și poate o să și venim în zona asta aici. Asta așa, ca să fie ceva mai, da, mai interesant să zic. Însă aș putea totuși să-i pun, uite aici, spre exemplu, doi palmieri. Se pare mai exotic. Așa și era parcă prea liber în față. Așa că dacă v-a plăcut acest episod de build și mai vreți în continuare să fac și altele pe viitor, nu uitați să dați un like și, bineînțeles, să vă abonați la canalul meu pentru a mai posta în continuare episoade. Iar până la un nou episod, eu am fost Alex. Toate cele bune! Ciao!